Suedia pune piciorul în prag în lupta împotriva noului coronavirus. Guvernul de la Stockholm va putea închide centrele comerciale și transportul public începând cu 10 ianuarie și chiar va avea mână liberă să-i pedepsească pe cei care vor încălca restricțiile conform unui nou proiect legislativ. Autoritățile suedeze trec la noi măsuri în speranța că vor limita răspândirea noului Sars-CoV-2. Până acum, Suedia s-a bazat pe măsuri mult mai permisive și pe distanțare fizică voluntară, comparativ cu restul țărilor europene. Ministrul Sănătății de la Stockholm a transmis că, în situații foarte grave, executivul va putea impune reguli mai drastice. Acestea includ închiderea magazinelor, a transportului public, a centrelor comerciale sau a altor tipuri de activități economice. Noua strategie vine în contextul în care guvernul și a exprimat în mai multe rânduri încrederea în simțul de responsabilitate al cetățenilor, mai ales că nu dispune de instrumente juridice pentru a adopta o altă poziție. Suedia, o țară cu o populație de doar 10 milioane de locuitori, a înregistrat până acum peste 396.000 de cazuri de coronavirus. Peste 8.000 de oameni au murit după ce au fost infectați cu severul SARS-CoV-2.